cântată. Și se aducă drumul.
Acest eveniment artistic care sper să fie deosebit. Îi mulțumesc Elenei Corina Bada pentru invitația de a fi alături de ea. Are emoții, însă noi o vom încuraja. Sunt onorată, am venit de la București special pentru această seară. Și, dragi tulceni, sper să vă simțiți minunat. Ați venit pentru că îndrăgiți muzica, pentru că țineți la Elena și ea are invitați speciali în această seară. Și un prilej deosebit. O să vedem despre ce e vorba. Trebuie să anunț că în deschidere l-ați ascultat pe Perozața cu imnul național al românilor pe versuri de Constantin Belemace, poet a român. Mă bucur pentru cei care ați onorat acest lucru și v-ați ridicat în picioare. Vă felicit! Apoi ați ascultat-o pe micuța noastră, Giulia Sadâca, cu Prota Vreari. Adică prima dragoste. Este un cântec care a fost hit, care s-a transmis generație de generație, l-a compus Elena Corina Bada în studenție, el a fost preluat de toate formațiile românești și cântat la toate evenimentele cu mare, mare dragoste. De ce? E un cântec din vreare, de dragoste. Și iată și generația tânără îl preia cu aceiași mirachii, spunem noi, armonii. Și pentru că Elena, o să vedeți, este atât de generoasă, ea se gândește și la cei care vin din urmă, tinerele noastre vlăstare. Are grijă de ei și îi învață cântecul tradițional românesc. Dați-mi voi! Să începem cu aceste vlăstare, deoarece ei sunt speranța noastră, sunt continuitatea viitorului nostru. Dați-mi voie să-i prezint, ei sunt Camelia Bistu, apoi Călin Paraschiv, Gabriela Șiscu, și din nou Camelia Bistu.
Miruna Paraschiv. O să-i ascultați. Julia s-a ducat din nou alături de noi. Aveți emoții? Nu. Vă rog frumos să-i încurajăm. Cine are curaj primul? Oh,
se încălzească. Inima noastră arma numească, mai și șarii. Tu timpul să-i bucurai, tu înainte se încălzească. Inima noastră arma numească, mai și șarii. Ca să vrăm cu vrei, tu înainte se încălzească. Să-mi arăți că nu mă mai.